Da, maestre, ai promis că ne înveți cum să calculăm. Oh, ce greu. Astfel e. Încât să ce aflăm greu. Care este. Hai să nu-i complicăm, pozitor. Pentru că spuneți. Cei de acasă, pe parcursul atâtor emisiuni la care eu asistat, au învățat să-și calculeze cifra destinului. Deci adunăm ziua cu luna și cu anul, cifră cu cifră, step by step, da? Până când? În final ajungem la o sumă din două cifre, da? Le adunăm și găsim cifra destinului. Excepții, pentru că trebuie să le punem pe făgaș, excepție sunt aceste cifre duble. 11, 22, ca să nu le spună cifre maestre, că așa se numesc ele. 11, 22, 33 și în cazul nostru, discutând despre îngeri, este și 44. Deci dacă adunând, îți dau un exemplu, 1 august 1908, 1912, adunate toate dau 22. Deci 22-ul se interpretează la fel ca 2 plus 2, 4, cei născuți pe 4 sau pe 22 sau 13 sau 31 care dau aceeași interpretare. Sunt patronați de același înger de bază. Deci ce avem noi aici? Avem îngerii de bază, pentru că există îngeri care patronează nativii unei anumite săptămâni pe parcursul anului. Din cele 52 de săptămâni, noi mai avem alți 52 sau chiar 56 de îngeri protectori. Pentru că nu ia chiar 7 zile, poate să aibă o marjă de 4-5 zile. La ce ne referim? Noi e cel mai simplist. E cel mai simplu. Deci am adunat. Dacă am adunat și în final ne-a dat 28, adunăm 2 plus 8, 10. 1 plus 0, 1. Și atunci, la 1, ne apare îngerul protector, care este Raguel. Cum se convertește traducerea lui? Pentru că majoritatea îngerilor care îi avem, să înțeleagă oamenii de ce vin astfel de denumiri, sunt tot ce e moștenire din zona unde s-a născut Iisus. Deci, din cabală, din ebraică, Raguel este prietenul lui Dumnezeu. Așa deci se traduce. Toți nativii care au 1, cifra de destin, și ajunge acolo la 1, înseamnă că sunt prietenii lui Dumnezeu. Îngerilor protector Raguel va face în permanență voia Domnului. Deci nativii respectivi vor fi sub incidența voiei Domnului. Îi ajută Raguel, că e îngerul lor protector. Aduce pace și relaționare între oameni. Acolo unde nu e Dumnezeu, nu e pace și nu e înțelegere. Mergem la numărul 2, dar la 2 se asociază și 11. Deci dacă din prima adunare ție ți-a ieșit, sau, mă rog, ai trecut și a ieșit 29, ești obligat să mai aduni o dată. 2 cu 9, 11. Ai și echivalentul lui 11 și 2. Asta încă nu s-a știut. Pentru că în momentul când tu treci direct și ai prins 11, te-ai încadrat aici. Dar atât 2 și 11 au același înger protector. Și se numește Uriel. Da? Care spune, Dumnezeu e lumina mea. Deci totul este legat de divinitate. Divinitate. Ce aduce Uriel? Aduce multă înțelepciune, cunoaștere, multă lumină în jurul persoanei respective și transformă pentru posesorul respectiv eșecul în succes răsunător. De multe ori, foarte multe rugăciuni rapizi de ajutor divin sunt adresate îngerului Uriel. Și simplu, o spunem ca să înțeleagă, fiecare o și-o convertește acasă cum vrea. Îngere Uriel, te rog să mă ajuți, că am trecut printr-un eșec greu, care nu-l pot digera, fă-tu în așa fel, dă-mi sprijinul tău, cuvintele voastre, nu pe ale mele. Eu vă explic numai. Ca să pot să transform eșecul într-un succes. Scurs și cuprinzător. Cea mai
puternică formă care există este rugăciune. Uităm de ea. De multe ori nu știm să ne rugăm. Am făcut noi o emisiune și o să o mai luăm o dată. Cum ne rugăm? Să învățăm să ne rugăm. Mergem la cifra 3 de destin. Am ajuns adunate toate, îți dau un 21 sau mai nu se întâmplă prea mult des, dar acum cu ăștia de după 2000 cei născuți poate să dea adunarea 12. Mai adună o dată 1 plus 2, 3. Dar poate să dea 21 sau 30. Înțelegi? E, aici îl găsim pe Jofiel. Jofiel este frumusețe și zeitate. O frumusețe interioară. Zefiel învață oamenii să trăiască în armonie, împreună, în pace, să fie înconjurați de frumos. Zefiel este un înger al armoniei, al înțelegerilor. Tot ceea ce înseamnă dragoste. În general, se întâmplă ca ăștia cu cifra 3 să fie artiști, să fie pictorii, să fie scriitorii. Ăștia sunt guralivii, treiu, clu. Încep să înveți din taine, așa că prinde. Deci Jofiel, frumusețe și zeitate. Ne mutăm la 4, dar lângă 4 se asociază și 22, că e tot 4, da? Corect. Bun, aici îl găsim pe Haniel, care se traduce fericirea lui Dumnezeu. 22 este arhitectul universului. E cel care trebuie să construiască, să lase în urma lui ceva pentru eternitate. Și atunci Haniel ce face? Aduce oamenilor fericirea lui Dumnezeu și mai ales nativilor din 4 și 22. Este o legătură extraordinar de mare dintre Dumnezeu, oameni și lumina înconjurătoare. Pentru că Dumnezeu, ca și soarele, este lumina. Când te muți în partea cealaltă, luna e întunericul, dar sunt și tenebrele nopții, care iară vin să te răscolească. Aduce iubire, sensibilitate și vindecă sufletele rănite. Ce e mai frumos decât să vindeci un suflet rănit? Nu-i așa? Deci avem pe Haniel fericirea lui Dumnezeu. Te dorim tuturor fericirea lui Dumnezeu, mai ales că acest Haniel e protectorul colegei și prietenei noastre, Lidia. Vezi, de-aia te iubește Dumnezeu. La tine a venit toată fericirea lui Dumnezeu. Mai e și Venusia asta solariană. Ia uite cum arată. Soarele miezul verii. Noi suntem, uite, ce da. Colorul lasă persoană. Ca să nu-i certăm, eu am păraguel. Să vedem ce vine la Cătălina. Ne mutăm la 5. 5, cei cu cifra de destin? 5, care ajută 23, 32 adunate, îți dau un 5, poate să ajungă și la 50 de multe ori, sau 14, 41, 3, să nu știu cum să le combin, că nu se ajunge acolo, mai greu să ajungi. Iar la 5 este Jeremiel. Deci nu e Ieremia, pronunțăm un fel de J-I, nici nu știu perfect, ca să nu pronunți ca în ebraică. Ieremiel. Sau Jeremiel, se scrie cu J, dar nu asta e problema. Asta înseamnă mila Domnului. Mila Domnului, pentru că, de ce? Mila Domnului înseamnă, când ești la mila Domnului, devii un vizionar. El te-a văzut, te-a perceput, te-a simțit. Ajută oamenii să-și curețe păcatele. Când ai intrat în mila, Doamne, acordăm mila Ta, iartă-mi păcatele, pentru că El vine să-ți ierte păcatele. Și dacă nu ești, nu ai sentimentul ăsta de milă, n-ai să poți să fii iertător de păcate uneia care ți-a greșit El ție. Ai înțeles? Deci, îngerul Ieremiel, mila Domnului. Acum ajungem la cifra de destin 6, sau cum foarte multe doamne îmi spun, eu am cifra de destin 33. 33 este cifra de destin a sacrificiului suprem. Și o are numai Iisus. Și i-am zis, Doamnă, dumneata nu ești Iisus. Este unicul care s-a jertfit pentru oameni, care a acceptat din divinitate Fiul Domnului să ia păcatele oamenilor, să devină muritor, ca apoi la rândul lui să ajungă nemuritor. Și spune, cine este îngerul protector? Micael. Micael.
Adică seamănul Domnului sau cine e ca Dumnezeu? Eu știu că îl știu de la mine, de la Mihail. Și de acolo vine, de la Mihail. Da? Și asta înseamnă că îngerul Mihail, care există și în varianta, odată e protecție aici, dar e și pe postul de arhanghel. Arhanghelul Mihail și Gavril. Corect. Deci conduce toată armata îngerilor, sunt conducătorii, cei care au pedepsit Sodoma și Gomora și au trecut-o prin foc și sabie pentru destrăbălarea și desfrâul la care se ajunsese în acel oraș. Da? Și am spus, conduce armata îngerilor și îi protejează pe oameni de rău. Și de rău din ei, și din rău din exterior, și de rău care ar putea să-l facă altcineva. La fel cum am spus că există o rugăciune pentru îngerul Uriel, există și o rugăciune de grabnic ajutor pentru îngerul Mihail sau Mihail, da? Ne ducem la 7 și atunci o să vedem de ce pictorul Rafael a rămas nemuritor. Pentru că îngerul care protejează cifra de destin 7, adică 25 sau dacă se întâmplă să cadă 34 sau 16 sau direct 7, că se mai întâmplă să fie și astfel de lucruri. Cei cu 2, a 3-a, 2 cu 3, 5 și cu 2000. Deci născuți pe 2, a 3-a, 2000. Dar nu numai ala, că poate să fie și 11, a 3-a. Combinațiile vi le faceți voi, că știți, să adunați. Deci cei cu 7 cifre de destin au ca înger protector pe Rafael, care spune Dumnezeu vindecă. Foarte frumos. Foarte frumos în sensul că Rafael este medicul celest, universul. Spiritual. Spiritual, curăță de boli, ajută la rezolvarea tuturor problemelor. Deci ăsta este tămăduitorul universului sau al divinității din tot ce înseamnă zona îngerilor de protecție. Ne mutăm la 8, care iar acceptă combinația de 44 în final. Rarități când se întâmplă, aș fi curios dacă găsesc o cifră de destin. 44. Probabil din ăștia care au fost înainte, în mileniul trecut. Da? Și este protejat de îngerul Raziel, adică secretul Domnului. Ai văzut câte secrete sunt? Că 8 e și cifra banilor. 44 e multă muncă asiduă, de două ori mai multă muncă, de două ori mai mare succes, dar cu multă trudă. Și atunci traducerea secretul Domnului îl trimite spre patronul justiției. Pentru avocații îngerilor, el este chiar avocatul îngerilor și deține undeva adevărul absolut pe care noi de multe ori îl căutăm, dar fiecare are adevărul lui. Deci adevărul absolut îl găsiți numai la îngerul Raziel. Dacă vreți să vă aflați, faceți o rugăciune, cereți-i ajutor, chiar dacă n-aveți cifra 8 de destin, și vă va ajuta, că îngerii ăștia patronează cifrele respective de destin, dar nu sunt bătuți în cuie și nu poți să cere audiență la el. Cere-o, că deschide și te primești. Și ultimul 9 ca cifră de destin are cel mai cunoscut înger cu care spală doamnele la mașină. Îngerul Ariel. Mai este și în Moldova varianta Aria, nu? Asta ca să mai glumim un pic, că am devenit prea serioși. Deci îngerul Ariel este leul Domnului. Leul. Fantastic, leul Domnului. Este protector, protejează natura, tot ce înseamnă conservarea asta universului, care nu se mai poate conserva, că omul a ajuns să distrugă exact casa în care trăiește. Protejează iubitorii de natură. Deci, în primul rând, și toate societățile care luptă pentru o viață mai curată, un aer mai curat, o poluare, dacă se poate, cât de redusă sau totalmente să lipsească. Dar așa cum am spus despre toți acești îngeri, aceștia ne sunt îngerii direcți pentru
destinul respectiv. Că fiecare om are o cohortă de îngeri care nu știe, ei nu vin niciodată să te ajute decât în situații critice. Vorbeam noi atunci, Lidia, când spuneam, era cât paci să mă lovească mașina și chiar Dana, că încă era la noi până ianuarie, februarie, da? A simțit că vine cineva și doar a tras-o înapoi și a trecut necazul, nenorocirea. Ăștia sunt îngerii noștri direcți, pe lângă ceilalți care indirect vin și ne ajută în situațiile când noi le solicităm ajutor. Când și noi de multe ori uităm. Când ne rugăm. Când ne rugăm. Dar când te rogi, te adresezi deja, știi cine ți-e îngerul, i-ai spus pe nume. Legătura este mult mai rapidă. E fantastic de rapidă. Înțelegi? Pentru că una e să spui necunoscând, neștiind cine e îngerul meu păzitor, ajută-mă. Și ei atunci mai glumim. Mai sunt și ei la o distracție, beau un pahar de aghiazm acolo, se mai împărtășesc, că mai au scăpat pe la biserică și a rămas de la părinte un pic de vin, înțelegi? Pentru că și îngerii sunt tot ca și noi, oameni trecuți, purificați, care și-au înțeles menirea pe pământ și atunci Dumnezeu, că de multe ori trec de la una la alta, dar are legătură. Se spune că cei care decedează în perioada în postul Paștelui sau chiar în ziua nașterii Domnului sau învierii Domnului, nu mai trec prin toate furcile caudine și nu-i mai așteaptă Sfântul Petre să-i selecteze. Se duc direct de-a dreapta Domnului. Da, foarte interesant. Asta cu rugăciunea pe care ați spus-o e foarte importantă. Da, că trebuie să ne rugăm și ați dat și niște exemple foarte interesante cum să ne rugăm îngerilor pentru a avea ajutor, sprijin imediat. La situații maxime de criză. Ați văzut de multe ori că te zice, sunt deocheat. Dar n-am pe mama Lidia care știe să deoche sau eu știu soția sau fiica care are niște calități ale lor native. Și atunci ce faci? Eu mi-am scris-o și o țin într-un buzunare la aici la spate. Da? Ca să nu încurc. Motamo, cuvânt cu cuvânt. Și nu o să mă apuc acum să fac reclamă, că mă ia taica părintele și spune că am intrat în ale lor și nu mai ai trei să le... Dar eu zic cu voia Domnului, tot ce e spre bucuria omului, să le împărtășim de la unul la altul. Să nu le ținem ascunse, pentru că ăsta e scopul rugăciunii, în fond. Da? Să învățăm, să ne rugăm. Și rugăciunea în sine este un descântec. Păi are forța aia de tămăduire, de putere. Da? Și rugăciunea colectivă e cea mai puternică, să știi. Dacă noi ne dorim toți trei ceva, eu îmi doresc un lucru, dar eu mă rog individual, dar voi două vă asociați și ne-am luat toți trei de mână și facem rugăciunea, pleacă din trei voci sau la biserică, vin din 100 de voci, da? Sau în Congresul American, că știu ei să se roage și ei încununează toată rugăciunea, pentru că spun... Și Doamne ocrotește America. Noi am uitat să spunem. Doamne ocrotește poporul român și România.